Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou video. Eu sunt Gabriel, vă urmăriți Gabo HD și astăzi vom face un prime impresii cu un accesoriu și anume Samsung Gear Fit, care este prezentat în același timp ca fiind o brățară smart, dar și un smartwatch, însă, spre deosebire de, hai să spunem, smartwatch-urile clasice ale celor de la Samsung, acesta nu beneficiază chiar de toate funcțiile. În principal, cea mai importantă este aceea că nu veți putea prelua apeluri și să vorbiți direct de pe ceas, așa cum puteți să o faceți de pe un Gear S sau un Gear 1, Gear 2, Gear 2 Neo. Asta deoarece această brățară, și voi continua să zic astfel, brățară, nu beneficiază de un difuzor încorporat în ea. Însă, în rest, vine în mare cam cu aceleași funcții pe care le găsim și pe smartwatch-urile clasice ale celor de la Samsung. Eu am achiziționat brățara de 2 zile. O folosesc în momentul de față conectată la un LG G4, de se poate conecta și la alte telefoane care rulează Android, nu numai la Samsung-uri, însă anumite funcții nu vă sunt disponibile. În cazul meu, funcția care nu o pot folosi pe LG G4 este funcția de control multimedia. Mai exact, nu pot porni music player-ul pe G4 și să fac restul lucrurilor pe care această funcție le presupune. În rest, însă, funcționează absolut perfect. Brățara are un ecran de 1.84 inch cu un ecran Super AMOLED, suficient din punctul meu de vedere. Nu se prezintă, hai să spunem, foarte mare pe mână, stă foarte bine pe mână. Curelușa asta ei este dintr-un plastic siliconat, cauciucat, dacă vreți. Partea faină este însă că puteți să schimbați cureaua cu totul și astfel, pe lângă culoarea neagră cu care ea vine din fabrică, puteți să puneți și alte culori dacă vă plac. Verde, portocaliu, alb și așa mai departe. Există o grămadă de opțiuni disponibile pe piață. Drept urmare, puteți încerca ce doriți. Este certificată IP67, asta înseamnă că este rezistentă la apă și la praf. Drept urmare, puteți să vă băgați cu ea sub duș, liniștiți, nu veți avea probleme. Totuși, țineți minte, nu intrați în apă sărată. Aici mă refer pentru iubitorii de mare, care ar putea fi tentați să intre cu ea în apa mării. Dacă totuși o faceți, urgent, în momentul în care ieșiți din apă, spălați-o sau clătiți-o cu apă dulce. Nu știu, apă din sticlă, apă plată, ce aveți la voi. Asta deoarece sarea acționează într-un mod foarte, foarte nasol pe astfel de gadgeturi. Am mai spus lucrul ăsta și în alte videouri legate de telefoanele celor de la Sony, deci mă repet și acum, poate vă va prinde bine pe viitor această informație. Bateria mi-a venit din magazin, să zic așa, din fabrică, mi-a venit cu 57-58% baterie. Folosesc ceasul, așa cum am zis, de aproape 2 zile și după cum vedeți mai am 44% baterie. Deci mă aștept undeva la un interval de, hai să spunem, 3-4 zile, ținând cont pentru ce anume o folosesc eu. În principiu eu am achiziționat-o pur și simplu pentru a putea vedea cine mă sună sau a primi mesaje în momentul în care telefonul meu este dat pe silent. Asta și datorită jobului pe care l-am și unde, fiind în contact permanent cu clienții, prefer să țin telefonul pe vibrații, în așa fel încât să nu întrerup clientul. Un accesoriu interesant. Deocamdată nu am absolut nimic de rău de zis despre el. L-am achiziționat fiind în cunoștință de cauză că pot să-l conectez și la alte terminale Android, știind de asemenea că și anumite funcții nu vor fi disponibile, însă
Probabil că mă voi plictisi de LG G4, lucru pe care nu cred că o să-l fac prea curând. Probabil voi achiziționa un terminal din seria Galaxy și probabil atunci voi vedea cum se prezintă cu toate funcțiile, hai să zicem, funcționând la capacitate maximă. Oricum, un device interesant. Înainte de asta am avut un Sony Smartband SVR10. M-am gândit foarte serios să achiziționez generația următoare, SVR30-ul, care avea și funcția de telefonie, deci se putea vorbi direct de pe ea. Însă, ce m-a determinat să nu achiziționez Smartband-ul celor de la Sony a fost faptul că acela venea cu un ecran de tip e-ink, adică alb-negru, și văzând deja fit-ul, mi-a plăcut la nebunie display-ul acesta Super AMOLED. Îmi place cum se prezintă, cum se văd lucrurile, textul se vede ok. Încă un punct în plus ar fi și bateria de pe Gear Fit, care citind review-uri și informându-mă, am văzut că ține mai mult decât pe Sony SVR30. Cam atât de zis deocamdată despre acest accesoriu. O să-l folosesc în continuare, o să-l testez. Ce pot să spun însă este că până acum aș face treaba, nu am absolut nicio problemă. O mică problemă ar fi cu pedometrul, care, sincer să fiu, din ce am observat eu, nu prea înregistrează pașii chiar cum trebuie. În schimb, restul funcțiilor funcționează perfect. Nu am de ce să mă plâng. Cum am zis, îl voi mai testa. O să mă mai joc pe el. O să continui să-l folosesc și la un moment dat o să vă prezint review-ul meu complet despre această brățară sau smartwatch, dacă vreți, așa cum este prezentată de către cei de la Samsung și de cam toate magazinele. Samsung Gear Fit. În România, în momentul de față, se achiziționează la prețuri undeva între 380 de lei și aproximativ 500 de lei, funcție de magazinul online. Cam asta ar fi de zis. Mulțumesc de vizualizare. Sper că v-a plăcut videoul. Dacă da, dați un like, de asemenea share-uiți și, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o deja, abonați-vă la canalul meu. Până data viitoare, toate cele bune. Pace.